Președintele Iohannis a promulgat legea pentru modificarea unei ordonanțe mai vechi a guvernului privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România. După cum informează administrația prezidențială, șeful statului a semnat decretul privind promulgarea legii pentru modificarea anexei numărul 2 la ordonanța guvernului numărul 15 din 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România. Șoferii trebuie să scoată din buzunar până la 550 de lei dacă nu au rovinetă valabilă. Conform noi legi, cuantumul amenzii contravenționale pentru autoturisme este de minimum 275 de lei și de maximum 550 de lei. Legea actualizează cuantumul sancțiunilor contravenționale aplicabile utilizatorilor pentru lipsa rovinetei valabile, nivelul amenzilor fiind stabilit în funcție de tipul autovehiculelor. Astfel, sancțiunea minimă va fi cât dublul tarifului anual de utilizare a drumurilor, iar cea maximă va fi de 4 ori. Tariful anual al rovinetei pentru autoturisme este în prezent de 28 de euro, aproximativ 140 de lei, ceea ce înseamnă că amenda poate varia între 280 de lei și 550 de lei. Pentru vehicule de transport marfă cu masă totală admisibilă, tehnic mai mică sau egală cu 3,5 tone, de minim 950 de lei și de maximum 1900 de lei, iar pentru vehicule de transport marfă cu masa mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone, de minim 1550 de lei și de maximum 3100 de lei. De asemenea, cuantumul amenzilor pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, și maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, va fi de minim 1550 de lei și de maximum 3100 de lei. Pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune, de minimum 2750 de lei și de maximum 550 de lei. Actul normativ intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Nivelul sancțiunilor rămăsese același din anul 2010, deși cuantumul vinetei a crescut cu 20%. Statisticile arată că, prin comparație cu procesele verbale încheiate pentru neplata rovinetei în anul 2015, anul trecut numărul contravențiilor legate de acest aspect s-a dublat. Din anul 2010 până în prezent, cuantumul amenzilor a rămas la același nivel, în timp ce cuantumul tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, exprimat în lei, a crescut cu aproape 20%. Astfel, valoarea amenzilor contravenționale s-a calculat ca fiind de două ori tariful anual de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România pentru amenda minimă și de 4 ori tariful anual de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România pentru amenda maximă, informează guvernul. Propunerea de modificare a legislației a fost justificată prin faptul că numărul contravenzilor aplicate pentru circulația fără achitarea rovinetei a crescut foarte mult în ultimii ani, de la 357.531 aplicate în anul 2015 la 734.143 de procese verbale încheiate în anul 2021 în urma verificărilor făcute prin intermediul punctelor fixe și mobile de control. Amenda poate fi achitată la jumătate din suma minimă prevăzută de lege în termen de 15 zile. Șoferii care transportă pe drumurile românești ajutoare umanitare sunt scutiți de la plata rovinetei.